Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face foi pufoase cu ciocolată. Mama mea face foarte des această prăjitură pentru că se face foarte repede, este dulce și pufoasă. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Pentru foi vom avea nevoie de 200 de grame de zahăr, 250 de grame de făină, 5 linguri de ulei, 4 gălbenușuri, 100 de ml de lapte, 4 albușuri și 7 grame de amoniu. Într-un bol punem gălbenușurile și le frecăm cu o lingură de lemn, adăugând uleiul treptat ca la maioneză. Într-un alt bol punem albușurile și le batem spumă cu un mixer. Când sunt bine spumate, începem să adăugăm zahărul treptat, mixând continuu. Apoi adăugăm gălbenușurile frecate mai devreme cu ulei, laptele, amoniul și făina. Omogenizăm totul bine cu o spatulă. Vom împărți compoziția obținută în 3 pentru a face 3 foi. Punem o parte din compoziție în tava unsă și tapetată cu hârtie de copt și o întindem uniform. O dăm la copt la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 15-20 de minute sau până când devine aurie deasupra. Continuăm să facem la fel și cu celelalte două foi. Când este coaptă, o scoatem din tavă și o întoarcem invers pentru a lua hârtia de copt jos. Trebuie să facem acest pas cât este încă caldă pentru a nu se rupe. Apoi o lăsăm deoparte. Când avem coapte cele 3 foi, ne putem ocupa de cremă pentru care vom avea nevoie de 600 de ml de lapte, 2 budinci de ciocolată și 250 de grame de zahăr. Într-un bol punem praful pentru budincă, zahărul și câteva linguri de lapte. Amestecăm cât să obținem o pastă omogenă. Restul de lapte îl punem într-o cratiță și lăsăm să fiarbă. Când fierbe, punem amestecul pentru budincă în el și amestecăm continuu până când se îngroașă. Cât budinca este încă caldă, umplem foile. O împărțim în două și umplem cele 3 foi. Lăsăm prăjitura să stea aproximativ o oră cât să se întărească budinca și să se înmoaie foile. La final presărăm zahăr pudră deasupra. Prăjitura este gata și poate fi servită. Priviți cât de bine arată! Foile au crescut de la amoniu și sunt foarte pufoase, iar budinca este dulce și cremoasă. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!